pentru Capricorn, legat de comunicarea cu cei apropiați, de contracte, există posibilitatea de a vă păstra un comportament sincer, de a fi corecți, de a urmări tact, prietenie, înțelegere și de a folosi energia creativă. Relațiile cele mai probabile sunt cele bazate pe armonie, pe fidelitate, Vă aduce o stare de fericire, chiar comunicarea cei apropiați, însă când folosiți fermitatea, curajul de a acționa, prudența, ascunderea scopurilor, perseverența în ceea ce faceți. Există posibilitatea de a avea rezistență la obstacole, care vine din voința proprie, din capacitatea de a acționa disciplinat. Relațiile cele mai probabile sunt cele de colaborare și chiar profesionale. În Taur, formarea unui stelium care implică Soarele pe Mercur, pe Jupiter, pe Uranus și pe Lună aduce o stare de fericire, posibilitatea de a găsi soluții uh, noi, de a câștiga banii, soluții unice, au legătură cu schimbările financiare aceste uh, soluții, cu modalitățile noi de a gestiona resursele. În 16 mai, Jupiter, intrat în Taur, aduce la suprafață fericirea, bucuria dată de resursele materiale obținute prin muncă, prin eforturile proprii și cheltuite pentru a vă satisface nevoi materiale și chiar nevoia de a vă simți bine. Atingerea scopului dorit are posibilitatea acum să se valorifice o șansă a vieții, puteți valorifica oportunități cu eforturi constante, susținute. 19 mai, luna nouă din Taur, aduce pentru ceea ce pe voi vă face fericiți șansa de a începe proiecte noi legate de resurse, de valori materiale, de valori personale, valori spirituale, vă aduce șan uh, posibilitatea de a vă ancora mai mult în. Uh, stabilitatea financiară, emoțională sau chiar într-o credință. Pentru a fi fericiți, se folosesc contractele în zona de comunicare cu apropiații sau în zona de resurse. Vă puteți baza pe creativitate, pe spiritualitate, pe imaginație, pe intuiție și chiar pe talentul artistic. Se păstrează cu ușurință încrederea în forțele proprii există energie, există capacitatea de a lua decizii importante, iar creativitatea vă susține chiar în zona unor zona progresului propriu și a capacității de refacere după o criză creativitate, spirit revoluționar, posibilitatea de a vă atinge țelurile, relații favorabile spiritualizării, colaborării, progresului creației. În 20 mai, Marte, intrat în Leu până prin 10 iulie 2023, aduce în planul acțiunilor voastre, schimbări pline de energie, de generozitate, posibilitatea de a vă afirma uh, principiile nobile, uh, creativitatea, riscurile și deschiderea la aventură și chiar urmărirea unor idealuri mai greu de atins. Între 19 și 29 mai schimbările au legătură cu creativitatea și cu locul de muncă și aduc încrederea chiar în forțele proprii. Aduc curajul, energia, capacitatea de a lua decizii importante. Relațiile cele mai probabile sunt cele durabile, cele de colaborare.